Așteaptă chitaioza. E gata de plecare. Bună ziua, Deda. Ce faci? Ne pregătim de drum. Hai, dar ce, plecăm undeva departe? Hai la aeroport. Hai la aeroport. Să întâlnim astăzi. Hai. Bună ziua, bine ați revenit în Rusia. Suntem pe strada 12 septembrie, sunt împreună cu Deda. Mergem la aeroport pentru că ajung oaspeții noștri, Cosmin și Andreea, Cosmin Avram. Le-am scris pe Instagram că dacă vor să vadă adevărata Rusie, trebuie să vină la noi în Ulianovsk. Pentru că Moscova și Sankt Petersburg, după părerea mea, sunt europenizate orașele, sunt frumoase, modernizate, dar în Ulianovsk orașul este vechi, multă zăpadă, frig. Și adevărata Rusia, eu zic că, după părerea mea, este aici, în zona noastră. Iar aici se fabrică OAZ. Ulianovsk e tatăl OAZ-ului din Rusia. Acum că am mers cu Deda până la aeroport, văd și străzile, bine, deși eu știam cum sunt străzile în Ulianovsk. Sunt părți care sunt străzi bune, însă străzile din partea asta, din orașul vechi, au rămas la fel. Cam sunt ok, sunt acceptabile, dar față de Galați, în Galați sunt geniale străzile. Dar bine, hai să ne înțelegem, în Galați abia s-au făcut străzile anul trecut. De asta și sunt și străzile foarte bune în Galați. M-a rugat cineva să filmez mașinile și cam ce mașini le-ar place rușilor și o să vin aici. Astea sunt niște parcuri de mașini, iar în spate au o grămadă de mașini acolo. SH, Second și noi. Și o să mergem să filmăm într-o zi și mașinile. Gazul este 23,90. Marius, din nou cu e ieftin aici. Gata, intrăm la aeroport. Haideți să vă arăt ce se află pe partea dreaptă. Este un muzeu de aviație. Aeroportul Ulianovskului poartă numele scriitorului Karamzin. Karamzin Nicolae Mihailovici, 1766-1826. Din câte scrie acolo, nu a fost numai scriitor, dar a fost și poet și istoric. Deci ei vin cu primul, Sankt Petersburg, 4:30, vin la 4:24. Vă putin înseamnă pe drum. Ce ai auzit? Că eu n-am auzit. Am auzit că aterizat. A, aterizat deja? Da. Păi mai devreme. 65, așa au spus. A, în fine. România, bine ai venit în adevărata Rusie. Bine, voi ce faceți? Bună. Bună, Andrei, pare bine. Cum adică, mă, voi ați venit pregătiți? Nu e frig, nu? E prea cald aici. Se vezi acolo, în Sankt Petersburg. Păi acolo e umiditatea și mai mare, de aia. Se simțeau de -32, -34. A, da, da. Uite-l pe Deda, faceți cunoștință, socru. Hai, și acum o să vă luați bagajele de aici. Hai să vedem ce bagaje au vloggerii după ei. Uite, vloggerii români, astea-s bagajele lor. Simplu și cam câte kilograme au? Acum? 10-11. 10-11, da? Da, da. A, ok. Hai! Deda ne deschide acum por bagajul. Uite așa. Dacă nu-i
Și acum, cred că asta e prima oară când mergeți voi cu o chitaioză, mașină din China. Cu siguranță. E prima oară când mergi cu o mașină din China. Din China? Da. Nu știu, nu cred că e prima oară. Hai. Și bine ați venit acasă, simțiți-vă ca acasă. Elena. Elena, pare că... Hai, Artem, fă cunoștință. E, gata. N-are Ia vină cu acă, vrea să-ți dea Andreea ceva. Ia vezi ce-ți dea Andreea. Hai. Hai, mă. Haide, mă. Lasă-mă, nu mai fi rușinos. Ia uite, zi, mulțumesc. Băi, dar zi mulțumesc. Vină, mă, încoa, mă. Zi mulțumesc, tati. Hai, mă. Uite, mă, ce emoții ai. Rușinos. E rușinos, mă, e rușinos. N-ai rușinos. Are 4 ani. 4 ani? Da. Aproape 4 ani. Acum în februarie o să facă. S-au acomodat, gata, se simt ca acasă. Da, ca acasă. Bine, dar... Nu. Haide să vedem. Voi acum mâncați un borș rusesc. Rusesc. Sau ucrainesc, putem să-i spunem, din Ucraina. Mm. Bine, e cu... E bun, dar nu... Dar noi ne așteptam să aibă aroma aia de sfeclă, dar nu era are. Diferit în Ucraina. Era diferit? Nu prea mi-a plăcut, adică e prea multă sfeclă. Sau... Da, aia, sfeclă, da, noi n-am pus. Noi am pus așa doar un pic de gust de și gust. Mai mult de culoare, da. Să zicem, să aibă roșu așa, ăla, culoarea. Nu-s mare span în sfeclă. Zici că e doar zăritare. Da. E cu carne de vită, cu capustă, adică cu varză, foarte cu cartofi bun. Și e bun. Poftă bună! Mulțumim! Și bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ce faci, iubire? Faci clătite? Da. Bun. Îmi zici și mie, te rog, rețeta? 4 ouă, o lingură mare de zahăr, făină, nu știu că eu pun așa... Ochi. La ochi, da. Nu știu să vă zic în grame. Și după ce e gata luat, pun laptele. Laptele la fel, până văd că e potrivit. Eu, uite, mă, tu ești de asta, aviatic, aviator. Da, și un pic de vanilie se dea aromă, da. Nu mai rău cum vanilie. Bun, iubire, mersi. Păi și cum faci să nu le arzi? Care-i secretul? Îți dai focul mai încet? Ba da, la sfârșit, după ce e gata luatul, pun aici o lingură de ulei. Aha. Și atunci nu se lipește, în tigaie nu mai pun ulei. Am ieșit împreună, vrem să mergem să explorăm orașul Ulianovsk. Așteptăm taxiul și suntem gata de treabă. Pe Cosmin, gata, l-am rusificat. M-am făcut rus. De nota 10, pe cel mai. Andrei arată ca o rusoaică, n-ai ce zici. Nu mi-a fost nevoie de rusificare la... La ea nu, n-a fost. E din, probabil, e din sânge. Dar nu vrei să recunoști. Hai că a venit taxiul. E Yandex Go Taxi. Bine, noi am chemat prin Uber. Здравствуйте. Cum mereu? Здравствуйте. Как? Ленинский мемориал? Да. Ну, я им кема при Uber, дар Uber, să știți că răspunde și cei de la Yandex sau Uber. Gata, ne pregătim de acțiune. La mine veți vedea din spatele scenei ce se întâmplă. Ne cablăm. Cablare, ștergem camera. Serge, bine să te vezi bine. Acolo este clădirea ofițerilor. Aici scrie Veneț. Asta a fost restaurantul, fostul restaurant Veneț. Domnul Cosmin își face treaba lui. Vreau să o întreb pe Andreea, ce părere are despre Rusia? Îmi place foarte mult, neașteptat de mult, sincer. Dar recunoaște că înainte să vii... Aveam idei preconcepute, evident, ca ce orice idei? Român. Ce idei? De la... Nu știu, o imagine proastă în general despre țara asta e și despre normal, ruși da. În general. Dar acum... Și s-au dus din momentul când am ajuns aici.
s-au spulberat. O să vedeți că astăzi am fost ghidul lor. Sper că am fost un ghid bun. Încă ești, că nu s-a terminat. Nu am terminat. Încă sunt bun. Uitați, nu v-am arătat data trecută. Niet, spasiba. Nu v-am arătat cai, trăsurile. Îl filmez acum pe Cosmin că și el mai încurcă limba și știu, din cauza frigului. Da, e foarte greu că și eu data trecută la fel am pățit. Mai ales în Sankt Petersburg era imposibil să rostesc cuvintele, să le spun clar. Mă enervam, dar nu aveam încotro. Dar asta e frig. Încerci să-ți încălzești maxilarul, dar oricât ai încerca, la un moment dat, corpul tău spune nu, stop, du-te la căldură. Da. Gata, eu mă opresc aici de filmat pentru că vreau să fiu un ghid bun pentru ei și trebuie să mă concentrez. Mai filmăm de acasă când mâncăm, bem un pahar, da? Că trebuie să ne încălzim. Un ceai? Un ceai, da. Terminăm, că ești în Rusia, gata, trebuie să-i bem un pic de... Nu știu ce să zic. Bine, vedem. Încerc, dacă reușești să mă convingi... Păi nu reușesc eu? Vede. Ați înghețat? Hai acasă. Undeva... Suntem la 80%. Aha. Energie 80%. Tu, nu Andreea? Eu nu mai am deloc. Hai acasă. Hai. Am ajuns acasă, ne punem să mâncăm ciorbă, cred că îmi pun multe ciorbe cu smântână și cu un coniac și mai mâncăm, nu știu ce mai mâncăm, iubire, ce mai mâncăm? Hmm? Ce mai mâncăm? Dai să mă uit în meniu. Piure cu... Cu cotlete. Cu cotlete, da. Și Cosmin i-a pus, Cosmin și cu Artem își pun unii la alții cât cătușele. Ce mai ai, papi? Ce ți-ai mai luat? Ce cheie? Ia arată-o. Din asta. Și ce faci cu ea? Deschizi? Deschizi cătușile? Da? Da. Haide, hai să-mi arăți. Aici e cheia, Arti. Ia uzi. Nu ți-e foame? Pregătesc. Trebuie să ne încălzim. Am venit de la frig. Da. Am colindat toată ziua. Ce ții de cuvânt? Mai spus. Intrăm la cald. Și interior aveam, și exterior. Nu aveai cum să vii în Rusia și să nu... Păi ia, a, ce mai băut? Ce avem aici? Ce? E prima oară, nu? Asta e coniac. A, coniac. Un coniac foarte bun. Noroc. Bine ați venit în Rusia, să fiți sănătoși. Bine v-am găsit. Și bine ați venit și la noi. Bine la sănătate. Pe ei să-i filmeze acum, ia. Da, da. Puțin, nu, nu-i șap. Nu-i șap? Iute. Nu mă, ce... Sunt la degustare, așa, iubire. E șap. Hai mă, că e lejer. Ma. Bun, dar eu n-am cum să beau asta. Tu vrei să ne bagi în coma alcoolică? Ei, de ce? Doar atâta? Aia e somn, oamenii. Deci, în Rusia, înainte să bei, trebuie să mănânci un pic. După care, poți să faci așa. Miroși castravetele, bei și mănânci. În castravetele. Pâine, depinde ce aia. Un salam, un cașcaval. Și gata. Și o șuncă. De să tai șuncă. Asta e șunca care mi-a dat-o deda. Nu e ca la noi. Seamănă un pic cu untul, e moale. Dar e bună, însă trebuie să recunosc că cea mai bună șuncă care am mâncat-o eu vreodată și care există vreodată e numai în România. Hai noroc, sănătate! Hai noroc. Noroc. Bine v-am găsit! Bine ați venit! E tare, ce drept pentru mine e tare. Dar merge. Merge, merge. Da. Andreea, ai pățit ceva? Nu, nimic. Dă-i cu murături, dă-i cu murături. Din ce-i făcut sărocit? Asta așa. Că le-ai dat acum...
Așteptăm întâi explicația, da, să vedem. Da, stați că nu-mi vine cuvântul. Păi din brânză, din ce? Brânză, așa, brânză dulce de vaci cu ciocolată și cu aromă de vanilie. E foarte bun sorocic, așa îi zice. Da. Sorocic. E bun, mă. Caramel. E bun. Da, pentru că e cu vanilie și caramel. Cu caramel deasupra, dar cu ciocolată. Eu ador caramel. Nu vrei ajută? De ești polițist sau? Și cu șunga lângă Cosmin. Se potrivește. Șuncă murături. Da. Și acum că tot ești aici, ce îmi zici de Rusia? Ce părere ai? Ce părere am? Da. Cred că toată lumea știe. Rusia e o țară foarte mare, o țară care merită vizitată. E în topul țărilor pe care l-am vizitat. Nu vreau să zic că este pe primul loc, pentru că nu e așa, nu ar fi corect, dar este în top 5, este acolo sus. Uh-huh. Totul este diferit față de țările, de restul țărilor. Are și bune, are și rele. Da. Ca orice țară. Da, merită, am zis asta, am tot repetat chestia asta și în vloguri. Mie mi-a plăcut foarte mult. Abia aștept să mă reîntorc la vară sau la primăvară, să fie mult mai cald. Pentru că acum, iarna, suntem pe fugă, înghețăm, păi am înțeles greu că ați, de filmat. Am înțeles că ați filmat foarte mult și aveți foarte multe vloguri de editat, de pregătit. Și de asta și astea din Ulianovsk o să vină un pic mai târziu. Da, pentru că am vrut să ne facem un avans. Urmează o perioadă de cam 2 săptămâni unde vrem să ne relaxăm puțin, dacă putem spune asta. O să vedeți, o să fie un fel de surpriză. Și să avem puțin timp în care să ne mișcăm, să fim mai liberi. Aha, ok. Și am alergat, am filmat. În San Petersburg a fost foarte frig, minus 26, se simțeau de minus 30, 31, 32 de grade. Mi se închidea camera din 30 în 30 de minute. Dar cu siguranță o să revenim. Da. Moscova este pe primul loc. Oh. Și eu credeam că Ulianovsk e. Asta e realitatea. Mulți spun că Sankt Petersburg e peste Moscova. Nu mi s-a părut. Din punctul meu de vedere nu e așa. Adică mi-a plăcut mult mai mult Moscova. Poate că frigul a avut un cuvânt de spus, pentru că în Sankt Petersburg am prins frig, am prins ger. Am stat și mai puțin, ce-i drept, dar nu mi s-a părut. Adică nu am găsit ceva ce să ne uimească, ceva ce nu am mai văzut. Să te dea pe spate. Da. Un oraș care duce foarte mult spre vestul Europei, un oraș plăcut, frumos, dar am mai văzut, așa am mai văzut. O mică Veneție, cum îi spun ei, doar că în perioada asta toate canalele sunt înghețate, sunt foarte multe canale, dar totul este înghețat. N-ai cum să te plimbi cu barca, mai cel mult te dai cu Sania. Și cam atât. Aici e altceva, aici într-adevăr este o altă Rusie. Îmi place acest gen de oraș, de orășel. Mai avem de explorat, mai vedem. Da. Pentru că Rusia e mare. Corect. Dragilor, vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp și v-ați uitat și la acest videoclip. Eu împreună cu oaspeții noștri, Cosmin și Andreea, vă urăm multă sănătate. Numai bine și numai bine. Și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, să dați un like, să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Eu era iar să uit asta. Trebuie. Mersi mult. Multă sănătate. La revedere. Pa. Numai bine.